Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi, la fel ca în fiecare seară, o nouă zi plină și extrem de interesantă. Dacă aseară începeam cu Gorju și datorită faptului că erau percheziții în mai multe locații, inclusiv la casa și biroul primarului Florin Cârciumaru, probabil vom vedea în următoarele zile și deznodământul, probabil audieri la DNA Craiova în săptămâna următoare. Vreau să vă spun că procurorii s-au obișnuit să continue, să spunem așa, deci deja avem astăzi un alt caz foarte important și mai interesant, pentru că la Bălteni, unde este cazul, astăzi, mâine erau zilele comunei și aproape că la orele prânzului nu se știa dacă se vor ține, era programat un spectacol Doina Gorjului, erau alte evenimente. Din câte am înțeles, ele se vor derula conform programării. Dar vreau să vă spun că procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova au mers astăzi dimineață, chiar foarte devreme, înainte de ora 6. Știu că prin alte părți, prin alte județe, se cam acolo, în jur de 6, hai să zicem 7, au loc, încep perchezițiile. La noi se pare că au început mai devreme astăzi, dar asta e altă treabă, ceea ce înseamnă că procurorii sunt nerăbdători și oamenii lici să facă ordine și în județul Gorj. Primarul și viceprimarul comunei Bălteni din Gorj, Gheorghe Păsărin și Dumitru Opea, au părăsit sediul administrației locale, fiind duși la Târgu Jiu, deci fiind aduși aici pentru audieri. Cităm, apropo de ce spunea primarul Păsărin după momentul când a plecat, se depun toate actele necesare pentru dovedirea nevinovăției mele. Anchetatorii au solicitat actele lucrărilor care au avut loc aici pe raza comunei Bălteni. Lucrările la biserică au fost efectuate așa cum trebuia, se și văd. Ceea ce nu a fost executat nu a fost decontat. Firma mea a lucrat la biserica din Peșteana Jiu, eu eram administratorul firmei. Apoi, în 2012, de cum am fost ales primar, am renunțat la firmă. Cu un an înainte să fiu primar, am început această lucrare. Nu am avut nicio legătură nici cu Consiliul de Administrație, nici cu Consiliul Parohial. Nu știu cine a făcut sesizarea, nici nu mă interesează. De la primărie s-au ridicat mai multe documente. Eu sunt la dispoziția anchetatorilor. Nu am nimic de ascuns, este un cod de procedură penală. Este ferma fiicei mele, apropo de că se anchetează și o fermă din zona Peșteana, este ferma fiicei mele. În 2011 am început să lucrăm acolo, la fermă, era proiect pe fonduri europene, dar nu am putut asigura cofinanțarea și am sistat proiectul. Bineînțeles, la audieri a ajuns tot astăzi și preotul bisericii, care a beneficiat de reabilitare, dar și alte persoane. Poziții și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, au făcut mai multe percheziții astăzi, 14 la persoane bănuite de evaziune fiscală și de spălare de bani. De fapt, care ar fi acuzația oficială? Din cercetări a reieșit că în perioada 2013-2015 persoanele vizate ar fi înregistrat în evidențele contabile ale unor societăți comerciale achiziții publice ce reprezintă operațiuni fiscale nereale. Sumele de bani provenite din infracțiuni erau introduse în circuitele financiare ale unor societăți comerciale. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului ar fi 2.800.000 de lei, adică nu 4 miliarde ce ne spunea la primele ori la dimineții primarul Păsărin, ci 28 de miliarde, deci o sumă destul de consistent. Deci, cum s-ar spune, procurorii lucrează și la Gorj, probabil și în celelalte județe mai puțin atinse de evenimentele din ultimul timp, așa că rămâne să vedem ce alte persoane sunt vizate, pentru că nici Gorj, și Gorjul, ca și alte județe, au avut probleme de acest gen. Mergem spre o știre națională de data aceasta, o știre centrală, una care bucură foarte mulți copii. În același timp, vreau să vă spun că a stârnit deja un scandal politic și vreau să vă spun că nu e chiar așa cum par toate lucrurile.
vreau să, astăzi la Camera Deputaților s-a întâmplat un lucru. Un amendament al PNL prin care se cerea dublarea tuturor alocațiilor copiilor de la celebrii 42 de lei, un tremeniz de nu știu câți ani, o dublare la 84. Guvernul a făcut deja acest lucru pentru copiii cu probleme materiale, cu cei care se află în sistemul instituționalizat. Bun, acum vreau să vă spun că, pe o parte, e normal, deci toată lumea se bucă și aștepta o asemenea măsură, era necesară pentru că de foarte mult timp nu s-a mai întâmplat, dar a apărut chestia. O descoperire senzațională a unor ziariști face faptul că Victor Ponta n-ar fi votat ca deputat, n-ar fi votat acest proiect de lege. De fapt, câțiva parlamentari au votat, pentru că ideea a fost, nu domnule, nu sunt bani, și știți că pentru copii nu se găsesc niciodată bani, indiferent de guvernare, nu sunt bani pentru alocații și ca urmare nu se vor da. Efortul, după câte am înțeles, va fi pe un an de zile undeva la 1,8 miliarde. Faza unde apare și problema este următoarea. Liberalii și-o asumă ca o mare victorie. Bine, dacă ar fi fost ei la guvernare, nu se știe dacă ar fi dat-o, dar asta e altă treabă. Este un succes incontestabil, politic mai ales, de imagine, dar avem o mare... Deci nimeni nu mai înțelege ce se întâmplă în România. De ce vă spun acest lucru? Și asta s-a și repliat, deci PSD-ul și Victor Ponta s-au repliat rapid spunând că ei și-au dorit acest lucru. Și în varianta asta PNL-ul a rămas fără muniție. Dar nu, aș vrea să vă spun un lucru. Avem Partid Social-Democrat și Partid Național-Liberal care este un, trebuie să fie de centru-dreapta. Dacă te uiți la pozițiile celor două partide în această situație, aproape că nu-ți vine, a zice că PSD-ul sunt liberali și liberalii PSD-ul. Pe de o parte, PNL-ul se laudă cu o măsură de stânga, populistă, nepopulistă, dar necesară. Pe de alta, PSD-ul n-are ce face și zice, da, domne, asta e, deci e necesară, dar, practic, ei se opuneau din două motive. În primul rând că nu sunt bani, n-ar fi fost bani la buget și, pe de alta, era o măsură că ziceai că banii ăștia am putea face altceva. E și unul, e și altul un adevăr, dar în același timp sunt multe contradicții. Însă, pe mine, aș fi așteptat să vedem și alte lucruri, adică de la un Partid Național Liberal. M-aș fi așteptat să văd și varianta cealaltă. S-a tot vorbit. Sunt copii care n-au nevoie de acești bani. Sunt copii care au nevoie nu numai de cei, să zicem, alocație dublată, chiar de acei 200 de lei de care se vorbea și de care această idee a dispărut pe parcurs, am rămas cu dublarea de 84. Ce vreau să vă spun aici? Resursele sunt limitate, dar dacă ai la nivel de țară și se pot lua după veniturile părinților, dacă ai, să zicem, câteva sute de mii de copii peste medie, aceștia ar trebui să rămână, să zicem, cu alocație modică, nu neapărat cu 42, poți să rămână și cu 84, dar la cei aflați în nevoie, această alocație ar trebui să urce, nu numai la 84, ci undeva măcar la un 200 de lei, cum era inițial. M-aș fi așteptat sau mă aștept ca să mergem și mai departe cu acest lucru. Despre conflictul palmele care și le dau liberalii și cu PSD-iștii, ne interesează mai puțin atât timp cât copiii și guvernul a anunțat deja că sunt banii alocați până la sfârșitul anului, vor beneficia de această mărire de alocații. E adevărat că e modică, probabil cu 84 de lei, iei ce luai, să zicem, cu urmă cu 4-5 ani din cei 42. Dar este cumva o revenire la realitate, să ne gândim că avem și pe cei mici și unii dintre ei sunt familii, părinți care trăiesc din aceste alocații ale copiilor și cum ele sunt la un nivel extrem de mic, vă dați seama că nu reprezintă un prea mare sport, dar e un pas înainte și asta e foarte important. Acum vreau să vă spun că și politica se tot agită. De fapt, toate evenimentele par să se concentreze pe
pe Traian Băsescu. Și vă spun și de ce. Traian Băsescu lovește în ultimul timp tot mai dur. Bine, e un om politic care dă foarte bine în opoziție, de-aia și a ajuns președintele României la vremea respectivă. Se descurcă în opoziție ca peștele în apă, însă are foarte mulți scheleți în dulap. Asta e prima problemă. Și date fiind ieșirile sale la adresa unor cancelarii străine sau alte lucruri de acest gen, mă aștept ca problemele sale să se mărească în perioada următoare. Chiar dacă la acest moment cel care instrumentează dosare asupra lui este parchetul general sau redeschide dosare, și aici ar fi o discuție. Tot auzim, redeschiderea dosarului Cutare, redeschiderea dosarului Cutare. Am ajuns, cred că, la vreo 50 și ceva de dosare. Păi bun, bă, fraților, hotărâți-vă. Apropo de justiția din România, dacă ne luăm după apostolul justiției Monica Macovei, justiția în România totdeauna a fost echidistantă, corectă, da? Bun. Păi dacă după 2001, dar în special după 2004, când a ajuns președinte Traian Băsescu, i-ai tot dat neîncepere sau, în orice caz, ceva de... ai închis dosarele într-un fel sau altul, vorba lui Ion Cristoiu astăzi într-un editorial, ce s-a schimbat de atunci? Bun, s-a schimbat faptul că Traian Băsescu era atunci președinte și acum nu mai e. Asta e singura schimbare mare. Că, dacă o luăm așa, Codruța Chioveși era atunci la parchetul general, acum e la DNA și tot așa. Morar, care era la DNA, acum e la Curtea Constituțională și tot așa. Deci, singura modificare e că Băsescu a rămas fără funcție. Dar nu mi se pare în regulă să tot redeschidem dosare. Bun, l-am judecat, l-am făcut definitiv. Așa, orice sentință din România, corectă sau incorrectă, nu discutăm acum, că nici nu se poate, cred că, cu justiția din România să iei. Și de aici se și speculează ușor. În momentul când condamn pe cineva, chiar gen Liviu Dragnea, pentru chestii se pare, sau gen telepatia la Dan Voiculescu, se întâmplă un lucru. Omul nu te crede. Ce se întâmplă? Sunt apostolii justiției, vor spune, da, nu știu ce bine a făcut justiția. Dar omul rămâne cu acel sâmbure. Bă, dar dacă nu e așa, bă, și de ce l-aș crede eu pe procuror, de ce l-aș crede pe judecător? Acest lucru suminează autoritatea justiției și justiția face tot posibilul să-și sumineze propria autoritate. Asta e. Bun. În aceste condiții, dacă tu pe lucruri judecate, poate a fost incorrect atunci, nu e problemă. Dar vă spun ca idee, dacă tu numai ăsta zici, bun, ăsta e nevinovat acum, las că-l facem nevinovat când s-o schimba guvernarea. Sau invers. Acum îl declarăm vinovat, iar o nouă guvernare, când se schimbă anumite pârghi, anumite pedale, se schimbă și lucrurile. Deci, vreau să vă spun că justiția din România are marea hibă de acum și de asta neîncredere. Chiar dacă a crescut ca popularitate, vă spun eu, întrebați pe oameni sau dumneavoastră sunteți cei care mergeți în instanțe cu diverse lucruri. Câtă încredere aveți în justiție? Pe bune. Cât aveți, domne, voi fi judecat corect și eu voi nu știu ce. Nu. Toată lumea se gândește, mă, dar cum aș putea să și nu știu ce. Și suntem în România și suntem după luni de zile în care absolut tot ce mișcă pe lângă lege a fost monitorizat, cercetat, arestat sau ceva de genul ăsta. Deci ar fi trebuit să dispare instantaneu orice urmă de tendință de a mai încerca să o colești pe lângă lege. Ori, după cum vedem, lucrurile continuă într-o veselie, nu se întâmplă foarte multe lucruri. De ce? Pentru că unii se gândesc, nu mi se întâmplă mie, alții se gândesc, las că am eu o pilă pe acolo și nu mă se bagă peste mine și tot așa. Deci, cumva, trebuie să eradicăm acest lucru și primul lucru care s-ar putea face ar fi acest lucru, ar fi asta. Să nu mai facem, adică, bun, sunt cazuri concrete, le redeschidem și le lămurim, dar nu poți să redeschizi 50 de dosare. Deci asta e de noaptea minții. Așa facem spor național, până că mai sunt și, știți, oamenii în funcție,
mai sunt dați în judecată decât un amețit de ăsta pentru diverse lucruri. Că naște pisica, că nu știu ce se mai întâmplă. Și vreau să vă spun că ei de bună, n-ai ce te face, ți se face dosar, nu îl câștigă persoana respectivă, nici nu vine de foarte multe ori. Dar se poate întâmpla orice de genul acesta. Și oamenii au foarte multe dosare, dacă îi le redeschizi pe toate, vă dați seama că ăla va sta zi de zi doar la tribuna. În cazul de unde am pornit, în cazul lui Traian Băsescu, e o problemă, adică cu siguranță nu ești tocmai popular în momentul când încerci să iei apărare. Asta e clar și asta o speculează adversarii săi. Și cred că a fost lăsat din brațe. Pe de altă parte, eu nu mă aștept să văd ca DNA-ul, de exemplu, să facă ceva pe un caz, să instrumenteze un caz pe relația cu Traian Băsescu. Motivele sunt arhicunoscute, însă vreau să vă mai spun un lucru. Știți, Traian Băsescu spune un lucru, că n-a semnat nimic care să spun ceva n-ar fi în regulă. Dacă n-ar, din acest punct de vedere, poți să-l judeci eventual pentru fapte trecute, ceea ce e mai greu. Și apropo, tot aud chestia asta, guvernul cel mai corupt și nu știu ce și nu știu cum, că uite, vezi, Doamne, 14-15 miniștri din guvernele Ponta au de-a face cu justiția, au fost și condamnați unii dintre ei. Bun, este și nu este adevărat. Și vă spun de ce. Cu excepția lui Vâlcov, care făcuse ceva și ca ministru de finanțe, bine, el acum stă la Mitidica pentru ce a făcut în calitate de primar, dar asta e altă treabă. Majoritatea miniștrilor care au plecat din guvernul Ponta au suferit condamnări sau sunt în diverse faze de cercetare sau de tribunal pe motive care nu țineau de activitatea de ministru. Poate chiar corupție, nu comentez, dar nu ca ministru. Adică n-a furat, să zicem, nu s-a demonstrat că a furat în timpul când se află la guvern. De ce spun acest lucru? Aș vrea să înțeleagă faptul că unele chestii sunt politice. Cum la fel PSD-ul dă nu știu ce de PNL și se speculează impotența politică a opoziției, tot la fel și opoziția dă și ea cu pietricele sau cu ce nimere, cu pistol cu apă, împotriva puterii. Un asemenea pistol cu apă este acum o nouă moțiune pe Transelectrica și pe celelalte. Nu cred că vor avea, adică sunt moțiuni simple care mai mult să se audă parlamentarii respectivi vorbind la microfon, că poate altfel nu ajung să discute la microfonul Camerei Deputaților sau a Senatului. Înainte de a trece la alte subiecte, pentru că au fost foarte multe astăzi, vreau să vă spun că avem un nou ministru. Astăzi la ora 17 la Palatul Cotroceni, Sevil Şaideh. Sper că am pronunțat bine, pentru că vreau să vă spun că acest nume este, cum remarca un confrate din domeniul media, este coșmarul prezentatorilor de știri, dar asta este. Sevil Şaideh este nou ministru al dezvoltării și a depus, vă spuneam, jurământul de credință. Foarte interesant, eu n-am mai reținut, dar e posibil să se mai fi întâmplat, nu neapărat că am monitorizat chiar toată media și totdeauna. Cred că e primul caz în care ar jura pe Coran, pentru că este musulmană. De fapt, vine de la Constanța, de la Radu Mazăre, a fost un adjunct al lui Liviu Dragnea în ultimii ani și a fost propulsată ca și tehnocrat la conducerea Ministerului Dezvoltării, un minister destul de greu. Ca în România, vreau să vă spun, ca în România ne-am trezit tot astăzi că
Soneria Matei, cum îi spunea Mircea Badea, deci Sorina Matei, ziarista, care nu mai are, între timp, e doar cu blogul personal. Am înțeles că ar fi totuși angajată, că îi plătea nu știu cine, om de afaceri arestat, salariul, dar asta e altă treabă. Sorina Matei spune, a publicat asta pe blogul personal, să zicem, niște dovezi, niște documente despre faptul că nou ministru al dezvoltării, care a luat locul lui Liviu Dragnea, deci fost secretar în Ministerul Dezvoltării și apropiat al lui Liviu Dragnea, a fost angajat a Consiliului Județean Constanța, condus de Nicușor Constantinescu și apropiată de Radu Mazăre. Este încă de anul trecut martor în dosarul de corupție prin care s-a încercat și s-a reușit să se scoate informații, documente clasificate secret de stat din Direcția Națională Anticorupție, referitoare la firma Teldrum, documente care ar fi trebuit, susține anchetatorii, să intre în posesia lui Liviu Dragnea prin intermediul lui Valentin Predea, un apropiat de al său. Apropo de acest caz de anul trecut, să știți că nu s-a prea lămurit. A apărut ceva atunci în presă că, vedeți, unul furasă de la DNA niște documente care ar fi trebuit să ajungă la Liviu Dragnea, dar de fapt n-au ajuns, de fapt nici nu puteau să ajungă și tot așa. Cu sucoața albă acel dosar, nici nu știu ce să... A apărut mai degrabă o provocare care urma să-l execute pe Liviu Dragnea și iată că s-a reușit pe partea cealaltă cu acest dosar al referendumului. De fapt, trebuie să vă spun un lucru. Știm, avem exemplu celebru Al Capone în America, dar am tot mai mult senzația, apropo, că mă întorc la problema cu justiția din România, că de la Adrian Năstase la Dan Voiculescu, chiar la Liviu Dragnea. Nu mai vorbesc de alți și alți care au fost și miniștri sau oameni politici până mulți alți oameni politici, cum spuneam. În momentul când sunt condamnați, sunt executați pentru fapte mărunte, aș spune puierile, pe lângă cazuri grele în care sunt implicate și se aude despre ele. Cred că se folosește o strategie în general. Oamenilor noștri, injustiție le e totuși frică. Adică, bă, mă iau de Dragnea, eu știu, ăsta e viceprim-ministru, mă iau de Ponta premier, mă iau de nu știu cine. Și atunci se folosește o strategie, dar care poate fi păguboasă, vă spuneam, pentru imaginea justiției, ca rezultat s-ar putea să dea roade, ca dat în alte cazuri, anume, îl agățăm cu ceva și în momentul când ăștia de pe lângă el îl văd că ăla-i picat, îl devorează. Și așa reușim să-i executăm pe unii dintre cei cu probleme cu legea. Mie așa mi se pare de data aceasta și cred că, apropo de Liviu Dragnea, cu siguranță chestia cu Teldrum, firma aia care câștigă peste tot, cred că ar putea să lămurească unele lucruri. Mergem mai departe, pentru că s-a întâmplat astăzi în Parlament un lucru absolut important, aș putea spune. De fapt, două evenimente mari în Parlament astăzi. Mai întâi, a fost aprobată legea insolvenței persoanelor fizice. 309 voturi pentru și niciunul împotrivă. Adică cei care au, nu-și pot plăti datoriile, nu vor mai fi executați în perioada următoare. Bine, în anumite condiții. Și codul silvic a fost adoptat în forma inițială. Deputații au respins cererea de reexaminare a președintelui. Păi dacă Senatul a respins, Camera Deputaților a respins, deci legea va merge la promulgare și președintele nu va mai avea motive și nu motive, pârghii să respingă acest lucru. Acum nici nu cred că se va mai risca să facă o asemenea un asemenea lucru.
din două motive majore. În primul rând, pentru prima dată după luni de zile, pe sondaje, președinția începe să coboare, puțin e adevărat, dar se schimbă trendul de la urcare spre coborâre și ajunsese la cote amințitoare. Iar pe de altă, scandalul ăsta nu a făcut bine în general președinției, plus că s-a legat, nu știu cât de întemeiat, numele președintelui de firma austriacă. De ce spun nu știu cât de întemeiat? Dintr-un simplu motiv. Respingerea s-a făcut, deci speculația s-a făcut mai mult, bine, că ar fi nu știu legături care nu s-au demonstrat până acum cel puțin. În schimb s-a luat, vezi, Klaus Iohannis e german și firma austriacă e austriacă, care sunt în fine. Deci aici a fost toată problema. Din ce am citit eu în ultimile săptămâni, cu firma asta austriacă au avut legături politicieni din ambele tabere politice de la acest moment, așa că nu am putea să acuzăm neapărat o tabără sau pe cealaltă, sau să credem că unii sunt curați ca lacrima și alții sunt corupți, să zicem, de firma asta sau de interese de acest gen. Concret însă, firma asta a făcut jaf în România, cum fac și multe altele, și deocamdată, în afară de a face niște gălăgie, nu prea facem nimic. Vreau să vă spun că mi-a plăcut astăzi, apropo că vorbeam mai devreme de Traian Băsescu, mi-a plăcut astăzi reacția fostului președinte. De ce mi-a plăcut? A zis-o din prima, că nu prea e academică, dar face înconjurul presei. Am impresia că Traian Băsescu și speculează dorința presei de senzațional. Adică, Traian Băsescu afirmă astăzi că președintele Klaus Iohannis este o lichea. După ce șeful statului a scris în ultima sa carte că au existat în campania electorală indicii puternice în ceea ce privește umblat Băsescu Ponta. Într-o postare pe Facebook în care avertizează că nu este alocabil, Traian Băsescu afirmă că în ultimile zile, cităm, s-a reluat jocul din campania prezidențială 2014. Cităm, unele lichele încărcate în trecut și de deontologie probăsistă, niciodată cerută de mine sau aflate în cea mai înaltă funcție în stat, mă alocă unui blat cu Victor Ponta și alte lichele. Tradiționale încearcă să mă aloce ca blatist cu orgoliosul fără prea multe principii și prea mândru de el, intervievat în direct de ARD, ăsta fiind președintele Iohannis. Dragilor, eu nu sunt alocabil nici măcar atunci când sunt singur. Din acest mesaj, dragi de chele, înțelege și voi ce vi se ordonă, a comentat Traian Băsescu. Cum să vă spun, tonul ăsta aluziv, dacă vorbesc eu, știți voi ce pățiți, nu-mi dați voi lecții că nu știu ce, deocamdată prinde, dar nu se știe pentru cât timp. Deocamdată însă presa preia aceste chestii senzaționale, că de asta și urmărește Traian Băsescu. Ca să rămâi în atenția publică, să faci presă de opoziție, trebuie să faci ceva deosebit. Cum nu mai ești în funcție, singura chestie este să fii foarte dur în declarații și cei de care te iei să aibă neinspirația să se bălăcărească cu tine. Și atunci totul e ok din acest punct de vedere. Apropo de ce se întâmplă în România reală, să știți că totuși România reală, pe lângă anchetele DNA, parchet general, descinderi și toate celelalte, trăiește și altfel și se întâmplă și lucruri importante care se cer, nu numai consenant, dar trebuie să ne ocupe mai mult timp. Încet, încet în România, cred că vom aloca din mai puțin timp politicii sau urmăririi scandalurilor politice interminabile și ne vom îndrepta spre lucruri mai serioase. Deja o mare categorie de oameni fac acest lucru. Sunt oameni cu care discut zi de zi sau în orice caz destul de des, care nu numai că nu urmăresc, știu principalii actori politici, dar efectiv nu interesează ce a zis Ponta despre Orban sau despre Gorghiu sau ce a zis respectivii despre premier sau despre Șova sau despre nu știu ce.
Deci oamenii respectivi se concentrează pe alte lucruri mult mai importante. Și cred că de multe ori ar fi bine să o facem. E adevărat, s-a dus vremurile care politicienii se certau la televizor. Toată lumea se uita, mamă, poate își dau și un pumn. Iar după aceea plecau la o băută. Chiar pe aici, pe la Gorj Mari, știți că s-a tot schimbat liderii, așa. Dacă cândva pe vremea, știți, erau lideri de genul care nu mai apare acum în prim plan, de la Nicolae Mischie, la Ionel Manțoc, la Dani Ilie Morega, la mulți alții, care, Pantelimon Manta și alții, care la o vreme, deci la televizor erau foarte vehemenți unul cu unul, dar în față în față sau când se întâlneau, se respectau, se nu știu ce. Ba, poate mai mergeau, nu știu asta, dar așa se vorbea, că se mai mergeau și la un șpriț și la celălalt. Să știți că pe undeva lucrurile se întâmplă și acum la fel. Chiar dacă, spre deosebire de perioada respectivă, acum 10, 15, 20 de ani, lucrurile sunt mai încrâncenate acum și datorită faptului intervenția organelor de anchetă, dar și pentru faptul că România n-a mers bine, nu merge încă bine cum ne-am dori și oamenii au devenit mai conștienți de și mai duri. De multe ori chiar în sensul prostesc al cuvântului. Și de ce vă spun acest lucru? De multe ori se blochează și mi-a explicat un ziarist specializat la București, deci face DNA-ul, se ocupă de activitatea DNA și îmi spunea că vin foarte multe, cel puțin acum de când a început campaniile acestea de amploare, vin foarte multe plângeri care nu se susțin, deci, dar efectiv blochează procurori și așa sunt puțin la DNA. Trebuie să cercetezi tu că a făcut ăla sau alalt sau diverse invenții. Dar trebuie să-l cercetezi și pe acelea. Și nu mai vorbesc de ce se întâmplă pe la parchetele din țară, în care toți reclamă diverse lucruri închipuite pe care tu trebuie să le cercetezi. De multe ori n-ai posibilitatea să le verifici așa la, să zici, să termini un dosar foarte rapid și tragi poate și luni de zile de un dosar care n-are nicio valoare. Apropo de lumea altor evenimente, vin de la un eveniment, aș spune eu, important, Asociația Cultul Eroilor Regina Maria a organizat în această după-amiază la Târgu Jiu un eveniment important dedicat zile de mâine, Ziua Eroilor, 21 mai, Ziua Înălțării Domnului. A apărut și o revistă, Gorjul Eroic, e un concurs de istorie eroii neamului, eroii Gorjului, care vreau să vă spun că au avut deci o participare numeroasă, gândiți-vă, o sală de muzeu foarte plină, poate o să dăm și imagini în seriile următoare. Și de ce e important acest eveniment? Să știți că s-au găsit destul de mulți elevi să scrie despre eroi, despre veterani, despre modele, în esență, și asta e un lucru foarte important. Pentru că acestea sunt rădăcinile, sunt lucrurile care păstrează acest popor pe aceste meleaguri. Politicienii vin și pleacă, evenimentele de actualitate se succed cu mare rapiditate, ce este astăzi important, mâine nu mai are nicio semnificație, dar aceste lucruri rămân. Inclusiv acte culturale, inclusiv ce fac cei de la Cultul Eroilor, în asociație cu, de data aceasta, cum a fost astăzi, cu diverse școli și licee, și mai ales bazându-se pe sprijinul unor profesori de istorie, care, prin logica meseriei sau prin ăsta se ocupă și de acest lucru. Dar aș vrea să vă spun, apropo de eroi și de respectul pe care îl datorăm acestora, în vremea împușcatului și chiar în primii ani după, s-au tot inaugurat monumente, s-au făcut eforturi în acest domeniu. Acum e din ce în ce mai greu să vedem un monument dedicat eroilor prin localitățile respective. Cei de la Cultul Eroilor au o asemenea evidență a monumentelor, sunt destul de numeroase, dar
nu așa de bine întreținute și unele chiar de importanță redusă. Poate ar fi important să avem și biserici, că tot s-a vorbit că sunt foarte multe și se tot construiesc, să avem și monumente dedicate eroilor, dar să avem și instituții culturale de la școli și toate celelalte. Acestea sunt lucruri în care merită să investim decât, să spunem, să sacrificăm aceste resurse pe corupția politicienilor sau mai știu ce altceva. Apropo de, tot am ajuns la capitolul educație, știți că a apărut în media diverse acuzații. Deci bătaia este pe funcțiile de, bătaia mediatică, pe funcțiile de inspector școlar general, inspectori de specialitate și au urmat și directorii de școli, bănuiesc și toate celelalte. Și din opoziție a venit vocea prin care s-a spus, nu domne, au fost politizate, au fost nu știu ce. N-avem de unde să știm cu exactitate, dar mă gândesc că dacă ar fi fost politizate, am fi avut, să zicem, 42 de inspector general, nu 20. Prima problemă. Am fi avut 42 sau cât sunt, că bănuiesc că sunt și câte doi de județ, inspector general ajunți, am fi avut 42 sau mai mult până la 48 cu sectoarele din București de director CCD. Vreau să vă spun că director ai caselor corpului didactic. N-a prea fost așa, ba din contră, sunt foarte puțini care au ocupat aceste funcții. Deci, din acest punct de vedere, nu se susține o asemenea secțiune. Ministerul Educației a anunțat astăzi că toate concursurile pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar și director al casei corpului didactic, cităm, s-au desfășurat în deplină transparență și legalitate, am încheiat citatul. Ministerul aduce ca argument prezența în calitate de observatori, atenție, a liderilor sindicali din educație și a reprezentanților Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți Învățământ Preuniversitar. Amintim că președintele acestei federații, asta spun cei de la Hot News, Mihai Lagun, a fost audiată ieri în dosarul de evaziune fiscală prin concursuri școlare. Spuneam, răspunsul ministerului vine după anunțul PNL, care a cerut crearea unei comisii de anchetă în Parlament să verifice organizarea concursului managementul școlar. Cred că ar fi parlamentarii ar trebui să aibă alte preocupări. Bun, dacă în caz că se crede că s-a întâmplat ceva, de ce să mai mergem cu comisia parlamentară? Ca să ne facem imagini? Nu! Dăm tot, e obișnuința. Chemăm parchetul, DNA-ul, care mai sunt și vedem ce s-a întâmplat. Dar când n-avem ceva, lasă, o dăm așa cotită, poate să facem o comisie parlamentară, mai pierdem timpul, dar se vorbește de cazul respectiv câteva săptămâni, câteva luni, până vedem ce s-o mai întâmpla. Când e nevoie să o trecem, să o... Deci, de asta vă spuneam că aceste acuzații, din punctul meu de vedere, nu s-ar susține, vă spuneam, prin faptul că sunt foarte puțini cei care au luat acest concurs. Pe de altă parte, pentru că sunt foarte mulți retrași, asta e altă treabă, că cei care s-au retras dintr-un motiv, nu? Bun. Deci de asta spun că n-ar fi. Poate există și alte dovezi, n-am de unde să știu. Ministerul Educației informează că în intervalul 11 martie-19 mai 2015 s-au desfășurat concursurile pentru ocuparea postului de inspector școlar general, inspector școlar general ajunți și director ai caselor corpului didactic. Cităm, principalele obiective ale conducerii Ministerului Educației și Cercetării Științifice sunt depolitizarea și profesionalizarea învățământului românesc. Ocuparea acestor posturi de la vârful inspectoratelor școlare județene prin concurs pe criterii de competență managerială elimină orice suspiciune în legătură cu intervenția politicului prin numiri directe sau delegări de sarcini. Spune ministerul, acesta este primul concurs organizat după anul 2008, au participat la el 207 candidați, iar și doar 80 au fost declarați admiși. Astfel, în 21 de județe există inspector școlar general cu contract de management, în 20 de județe au fost declarați admiși 28 de candidați pentru posturile de inspector general ajunți, iar pentru postul de director ai caselor corpului didactic au fost declarați admiși 31 de candidați. Prin precizarea că în județele Călăraș, Cluj, Dâmbovița, Tulcea și Sălaj, echipele manageriale sunt complete, la polul opus se situează județele Arad, Bacău, Harghita, Olt și Vaslui, unde niciun candidat nu a reușit să promoveze concursul.
menționăm că metodologia s-a făcut în baza legii 1, lege aprobată, mai țineți minte, de maestru Funeriu, care a vrut să-și arunce și el numele pe o carte, cum spune un mare poet, și care a înălțat o lege care e cu probleme, cu probleme mari, de tot ne punem problema din 2011 să o schimbăm. Așa că, apropo de veștile pentru educație, trecând puțin de la răspunsul Ministerului Educației, și vreau să vă spun că scandalul nu se va termina aici, cu siguranță. De fapt, care era ideea? Dacă permanentizezi oameni pe funcții, în momentul când se schimbă puterea, va fi mai greu să schimbi oameni din funcție. Bine, pentru partidul din România n-a fost o problemă. De ce? Pentru că s-au schimbat ori denumirea instituției, ori au venit niște controle foarte dure și cel cu concurs a demisionat. Așa s-a practicat, deci bănuiesc că n-ar fi o noutate și pentru cei care au luat concursurile ca pentru perioada următoare, dacă s-a schimbat guvernarea, să se facă schimbări de acest gen. O veste bună pentru sectorul de învățământ, mai mult pentru cel nedidactic. Guvernul vrea să mărească salariile personalului didactic din învățământ cu 12%, începând cu 1 august 2015. Prevederea face parte dintr-un proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Educației. Executivul susține în nota de fundamentare că de aceste majorări salariale vor beneficia aproape 54.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat și 7.500 de persoane din universitar. Amintim și am mai spus acest lucru în emisiune. Această majorare era prevăzută și în documentul semnat de premierul Ponta și miniștrii săi cu sindicatele cu o săptămână înainte de alegerile prezidențiale. Creșterea salariilor va produce, deci costă, 38,6 milioane de lei anul acesta și 115,8 milioane anul viitor. Așa spune nota de fundamentare. Bine, mă deranjează cumva, știți cum e, creșterea alocațiilor produce o gaură în buget de. Creșterea salariilor acolo produce o gaură în buget de. Deci avem numai găuri în buget pe chestii de genul ăsta foarte necesare. În schimb, când e câte o... Când se, să zicem, avem de la instituții media și până la alte... În insolvență, de cu datorii enorme la asta și ăstea, ăstea nu mai produc găuri la buget, nu? Cam așa ar fi. Dacă ne luăm după cum se formulează subiectele. Acum vreau să vă spun și tot legat de educație. E o lună extrem de plină pentru învățământul din România, învățământul din Gorj. Sunt foarte multe evenimente, foarte multe concursuri. La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat un concurs regional tehnic la Colegiul Tehnic Henri Coandă. O să revenim și cu imagini și cu mai multe lucruri de la acest eveniment. În această săptămână, practic, au fost extrem de multe evenimente. La finalul săptămânii, la fel. Sunt foarte multe concursuri, unele le-ați putut vedea inclusiv pe postul nostru de televiziune, altele v-am povestit noi despre ele, urmează și altele. Au fost, de exemplu, apropo de, a fost concursul Tinere Condei în urmă cu 2 săptămâni, urmează pe finalul acestei săptămâni concursul național de reviste școlare, etapa județeană. Sunt multe, multe competiții, multe concursuri care antrenează foarte mulți copii, așa cum vă aminteam și de concursul organizat de data aceea de Asociația Cultul Eroilor Regina Maria. Ce vreau să vă spun este de fapt luna de vârf înainte de examenele naționale. Vă spuneam aseară, astăzi s-a organizat târgul de oferte școlare pentru elevii de clasa 8-a. Câteva sute de copii au participat la Colegiul Tehnic numărul 2 în Cintă la acest târg educațional și probabil că unii au luat și o decizie de cum vor opta peste o lună când vor face, deci după evaluarea națională, când vor vrea să meargă, vor vrea să meargă la liceu.
De ce vă spun toate aceste evenimente? Pentru că de unele nu aflați din presă. Nu aflați din niciun ziar, din nicio publicație, poate eventual câteva site-uri de net. Pentru presă, în general, îmi spunea cineva, apropo, și o să reproduc ambele ziare, chiar dacă cu riscul de a face, să zicem așa, amintindu-le, dar sunt instituții media, îmi spunea cineva într-o localitate dragă, nouă și foarte întâlnită la noi în emisiune, vorba de orașul Novaci, un om de cultură de acolo, îmi zicea că, domnule, eu în Gorj n-am văzut decât două publicații, în ultimii 10 ani n-am văzut decât două publicații de cultură, Gorjanul și Verticalul. Ne bucurăm că este și Verticalul printre acestea și să știți că se întâmplă aceste lucruri. De general, cultura, partea asta, se bucură de mai puțin atenție în cealaltă presă. Dar asta nu înseamnă că nu se dau și aceste informații. Suntem pe finalul de emisiune. În următoarele 3 minute vom aborda, noi pregătisem foarte multe subiecte, vom aborda și alte informații. Deci, de exemplu, astăzi am aflat, apropo de știrile zilei, cum se spune așa, că de exemplu, Federația Națională Mine Energie a avut astăzi o reacție pe faptul că s-au pierdut atâția bani, deci pierderile foarte mari din CEO și spun că sunt lucruri care... Deci se numește guvernanți opriți distrugerea economică a județului Gorj, după pierderea de 700 de milioane de lei înregistrate de CEO Oltenia anul trecut. Avem, apropo de minerit, aflăm astăzi că Laurențiu Ciurel a trimis sau a anunțat într-o emisiune pe la un post de radio că va trimite corpul de control să verifice contractele obținute de firmele liberalului Dan Vâlceanu la complexul energetic Oltenia. Adică cum să le verifice complexul energetic sau în ce calitate? Că bănuiesc că n-au fost probleme, ba din contră, o declarație pe măsură a lui Dan Vâlceanu spune, doamne, aștept și la o cafea dacă vrea să vadă cum se fac. Ce vreau să vă zic? Contractele respective n-ar trebui verificate neapărat de, știți, instituția corpului de control. Ai o problemă, știi că s-a întâmplat ceva? Nicio problemă. Cheme organele abilitate. Asta cu corpul de control e ori pentru mușamalizat, ori pentru înfundat pe cineva. Dar oricum și într-o variantă și în alta, nu te poți duce să controlezi la firma respectivă. Eventual controlezi la cum a făcut lucrările la tine, care ești beneficiar. Dar asta e apropo de declarațiile politicienilor. Și cu asta mă opresc, deci pe final vreau să vă spun că Nicolae Mischie a apărut în Adevărul, e intitulat cel mai mare baron sau cel mai cunoscut baron local din epoca Năstase și el spune celor de la Adevărul diverse lucruri, printre altele, cităm, primarul de la Schela a spus și în proces, Mischie n-a luat nicio țigară de la mine că nu fumează. Cam ăsta e Mischie, nu la țigări, că nu fumează la ce-i trebuie. A luat și el o vilă mare, a luat un serviciu bun pentru nevastă, fonduri, fare și nu știu ce. Apropo de ce completează ziariștii de la Adevărul, dar asta puteți să citiți și dumneavoastră dacă accesați site-urile respective. Vă mulțumesc pentru atenție, vă las cu dedicațiile muzicale, la revedere!